doamnelor și domnilor, deținătorul centurii de aur la categoria grea umor intră acum în ringul Ce spun românii. Să-l aplaudăm cum se cuvine pe nimeni altul decât Cabral. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Vă zic o treabă, ați mai construit ceva prin casă, prin curte, prin ceva, ați mai făcut ceva acolo, mic, ceva, nu, nimic, nimic, niciun ceva? E, eu vă dau acum un pont să-l folosiți pe viitor. Betonul este mult mai puternic dacă este amestecat cu morcovi. Ce râdeți, domnule? Mă, iepure, vorbesc serios. Ia uite ce v-ați desumflat toți. Ia bine, domnule, că vă zic. Deci, cercetătorii unei universități din Marea Britanie, că totdeauna cercetătorii sunt în Marea Britanie, nu de altă parte, au folosit un blender alimentar. Așa. Pentru a amesteca particulele de rădăcină sau nanotrombocitele morcovilor cu beton. În ideea de a produce un produs mai puternic și mai ecologic. Asta au făcut ei. Potrivit cercetătorului Mohamed Saafi. American. Potrivit unui cercetător englez, rezistența betonului a crescut cu 80% la adăugarea noului amestec de materiale. Asta vă zic, 80%, domne. Da, vă rog. Betonul. Poți să torni amestecul de morcov? Nu e, pe betonul ăla doar frecați-l cu morcov, că face minuni. Haide, domnule, eu vreau să vă dau sfaturi și vă bate joc de mine. Și puțin ulei de măsline, am auzit că e nebunie. Da. Amestecul ăsta depășește toți aditivii de ciment disponibili în comerț. Deci, eu vin și vă dau aur și voi râdeți de mine. Nu râdeți, n-am avut informația când am turnat betonul. Cine a crăpat? Păi vezi? Da, au ieșit și buruienile. Ți-le recunoaște. O să iasă. Cu cine jucăm astăzi? Mușat! În aplauzele voastre, familia Mușat. Din București sunt ei. Cosmin este capitan. Cosmin este un curier sincer care recunoaște că întârzie destul de des. Auleu. Adoră șnițelul pe care l-a încercat în peste 100 de locuri. În schimb, nu-i place deloc să îi se țină morală. Dorința sa cea mai mare este să trăiască ziua în care copiii pe care îi va avea să fie mândri de el. Frumos. Da. Acum toate prostiile îmi vin în cap. Mai bine treci să ne prezinți familia, Cosmin. Ziua, am venit astăzi cu fratele meu, Mihai. Salutare, Mihai. Ce, e tatăl tău, ai zis? Fratele meu. Fratele, ok, am înțeles. Nu semănăm? Păi dai și cu tata, în sfârșit. Și cine? Anda cine e? Anda este verișoara mea. Anda, bună Anda, să rămână. Bună ziua. Viitoarea mea soacră, Anca. Bună Anca, să rămână. Și unchiul meu, Adi. Salutare, Andi. Adi. Mihai este livrator organizat și îndemânat, căruia nu-i place să aștepte. Îl interesează tot ce ține de mașini și de condus. A și plâns la furios și iute. Să știi că nu e singurul, te știu la care te referi. Ne dezvăluie că suferă de logoree și că nu suportă ardei umpluți. Nici ardei umpluți nu-l suportă pe el. Anda lucrează cu elevii de școală gimnazială, de aceea este foarte sociabilă și precum copiii se teme de examene. Se simte indecisă uneori, dar nu și când vine vorba de lucrurile care sigur nu-i plac, cum ar fi rucola și mânecile bufante. Ai o problemă cu mânecile bufante? Da. Da, ok. Foarte mare problemă. Anca este asistent medical la Spitalul Alexandru Obregia și ar fi dorit să lucreze în turism. Se mândrește cu 3 fiice și, în general, îi place să stea cu copiii. Nu este pretențioasă deloc la mâncare, în schimb este la haine. Nu poartă tricotaje. Adi este un montator foarte sportiv care nu ratează niciodată un meci de fotbal sau de tenis cu prietenii. Ce montezi, bestie? Chips carton. Am înțeles. Orice. Campion la table și la curățenie, Adi nu refuză nici în ruptul capului o friptură la cuptor cu cartofi. Păi doar un nebun ar refuza o friptură la cuptor cu cartofi. În schimb, la ciorba de burtă zice pas de fiecare dată. Nu l-ar deranja să trăiască veșnic. Ce? Pe mine m-ar deranja? Doamne ferește, lasă-mă! Ce așa v-am terorizat atâția ani, asta lipsea.
Da, mi-aduc aminte când scria în memoria lui stră, bunicul meu, se uita la o emisiune în care un negru se teroriza toți românii. Nu e. Lasă așa. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Toată lumea bine? Da. Baftă. 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 De cealaltă parte, familia Poplin. Din Toaca Mureș sunt ei, conduși de genii care apreciază foarte mult ginul. Spune-mi, Jenny, cu cine ai venit? Astăzi am venit cu frățiorul meu cel mic, Florentin. Salutare, Florentin. Salut, Cabral. Frumușica mea de cumnată, Chris. Bună, Chris. Bună, Cabral. Cu Laura, verișoara mea. Bună, Laura. Bună. Și fiinul meu cel neastrușnic, Ionuț. Salutare, Ionuț. Salutare. Voi ați mai fost la noi în ce an? Cred că acum 3 ani. Acum 3 ani. Da. Deci în 2017. Și atunci ați stabilit un record. Da. Chiar două. Ei au... Bine că ești deștept. Acum trebuia să-mi strici tu mie combinație. Mă scuzați. Atunci, te rog frumos. Atunci au reușit să strângă într-un singur joc, fără rundă fulger, fără alte... 900, dar nu mi-aduc aminte clar câte puncte. Poate mă vor ajuta colegii să caute puțin în... Că noi avem totul digitalizat. Avem toate informațiile, sunt puse într-o arhivă undeva în spate. Are o ușă de asta ușor strâmbă și sunt niște dosare care stau așa. Dar acolo vor căuta digital, o să dea un search. Până săna viitoare sper să aflăm informația. Eu mi-aduc aminte 930 ceva, dar nu sunt sigur. Nu sunt sigur. 908. Nu v-a bătut nimeni. Nu, cât? Nu, 908. Nu, 930 și ceva. 908 puncte. Vedem cine are dreptate. Ok. Vă urez baftă și să vă distrați. Doamne ajută! Baftă. Baftă. Mulțumesc. Baftă. Mulțumesc. Baftă. Jucăm? Da. Runda întâi, capitan în față. Care era cel de-al doilea record, Florentin? I-am bătut la zero. Echipa finaliștii. Am scos finaliștii la zero. Ce oameni răi sunt. Așa ne-au zis și. Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă? Pentru început, ce vă aduc de băut? Bună ziua. Salută. Salută. Apă plată. Apă plată. Iată, avem apă. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Jenny. Mihai, ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? O cafea. O cafea. Iată, espresso dublu scurt, Anda. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Un pahar de suc. Un pahar de suc. Da. N-aduceți toată sticla. Avem suc? Anca. Da. Ce răspund... Anca este îngrijorată de naivă să fie ceva. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Un pahar de vin. Foarte bine. Adi, ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Un pahar de whisky. Nu e acolo. Cosmin. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Limonadă. Bun. Mihai, ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? O bere. O bere. Avem bere. Anda. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Un ceai. Nu e acolo. Aveți dreptul să vă sătuiți. Anca, ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă pentru început ce vă aduc de băut? Bar de șampanie. Luăm cu bule. N-avem varianta asta, dar sună bine. Vă ascult. Pălincă. Am înțeles. Nimic, doar mă uit. Am înțeles. Un gin. Am înțeles. Un gin, Doni. Am înțeles.
Două variante, 83 de puncte. Ce răspund clienții abia așezați la masă când ospătarul îi întreabă? Pentru început, ce vă aduc de băut? O pălincă. O țuică. Un aperitiv. O băutură aperitiv. Am trecut de la gin la țuică. Mi-a cerut tot meniul, mi l-a cerut, ați văzut? Dați-mi și mie în pagina 2, 3 și 4. Câștigă această rundă familia Mușat. Vă ascult! Nimic! Nimic? Nimic? Eu vreau un coniac. Un coniac? O vișinat. Ne mai gândim! Ne mai gândim, iată! Un lichior! Lichior! Avem suc. Vrei un kiwi cu mango? Ce, te-ai constipat? Și pepe negru. Ce ne recomandă? Da, clar. Ce ne recomandă? Avem o apă de fântână proaspătă. Și scobitori. Da, proaspăt spălate. Runda A. Doua. Cu cine? Bun, haideți. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu tema vacanță la munte. Ce apare în el? Un brad. Un brad. Frumos? O, brazi frumoși. Florentin, spune-mi, te rog. Un munte. Un munte. Bun. Jucăm, pasăm? Pasați. Pasăm. Pasați? Hai să jucăm, Mihai. Ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanță la munte. Ce apare în el? Un izvor. Un izvor. Iată, cu apă cristalină. Anca, ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanță la munte. Un cort. Mie nu sună rău. Pântre uite! Pântre pădure! Adi, ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanța la munte. Ce apare în el? Zăpada. Zăpadă. Da. Avem zăpadă. Cosmine, ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanța la munte. Ce apare în el? O cabană. O cabană, domne. Da, da. Avem și cabane. Mihai, ești elev, iar la ora de desen... Au trecut ceva, na. La ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanță la munte. Ce apare în el? O sanie. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Anda. Ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanță la munte. Ce apare în el? Animale sălbatice. Eu la de-astea evitam să fac animale, că ieșeau niște monștri de-aștia extraterestri, nu era deloc bine. Vă ascult? O cascadă. O cascadă. Un horn cu fum. Horn cu fum. Telecabină. Telecabină. O cascadă. Cascadă. 5, 6 și 8 ați putea avea primele voastre puncte, genii. Ești elev, iar la ora de desen ai primit tema de a face un tablou cu titlul Vacanță la munte. Ce apare în el? Schiuri. Schiuri. Na. Na. Două schiuri și o sticlă de gin. Yes! Câștigă această rundă familia Popli. Ce rescau?
aglomerație. Da. Mult. Oh, iar, bă, flori. Un geamantan, un troller, nu? O bizon? O pată roșie. Ne-a curs de pe pensul. O pată roșie că i-a curs de pe pensul. O pârtie de schi. O cărare de munte. Pârtie, cărare, soare. Soare. Babaua. Sunt cu ochii pe tine. Nu mai mâncăm toată ziua, mai respirăm? Te rog eu frumos. Te-am pe conștiință. Nu se poate așa ceva. 88? 83. O să luăm... O pauză scurtă. Am revenit, desigur, cu runda A. Perfecțiune. Avem un scor foarte echilibrat. Atmosfera din platou e foarte bună. Avem și confirmarea că ați făcut 908 puncte atunci când ați venit la noi. Acesta este recordul. Felicitări! Foarte mult! Foarte mult! Chiar poate reușim, colegii, să facem o medie, să aflăm o medie. Dacă se poate. Bine, nu sezonul ăsta, sezonul următor probabil că o să dureze calculul. Zic și eu. Cu cine jucă runda a treia? Cris și Anda! Haideți! Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. În afară de Ileana, ce alt nume de fată se termină în Ana? Mariana. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm, mulțumesc, Chris. În afară de Ileana, ce alt nume de fată se termină în Ana? Constanzeana. Adi, în afară de Ileana, ce alt nume de fată se termină în Ana? Tatiana. Aveți dreptul să vă sătuiți. Mă omorâți voi pe mine. Cosmin, în afară de Ileana, ce alt nume de fată se termină în Ana? Iuliana. Hai că am nimerit-o, nu? Ioana. Am înțeles. Loredana. Am înțeles. Cristiana. Am înțeles. Georgiana. Am înțeles. 7 variante. În afară de Ileana, ce alt nume de fată se termină în Ana? Ioana. Mi-a zis după fața mea, asta e imbecil, trebuie să-i zic cum trebuie, că altfel nu... Ioana. Ambesil. Câștigă această rundă familia Popli. Oui? Stai, că mi-ați dat voi mai multe variante. Haideți să le descoperim. Cristiana. Georgiana. Georgiana. Avem Georgiana. Adriana. Și Dana e tot cu Ana. 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 Adriana. Adriana. Ce? Adriana. Oana. Carmen. Brândușa. Dana. Dana. A zis cineva Brândușa cumva? Dacă a zis Carmen. Jana. Loredana. Diana. Diana. Ileana. Și? Cristiana. Liliana. Da, și Liliana. Roxana. Iată. Oh. O întrebare aparent simplă, uite-te în ce cal ne-a complicat și a apărut și Brândușa. Runda A, duble punctele, jucăm cu... Laura și Ana. Hai. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români.
ce meserie are cineva care deține multe cărți? Scriitor. Scriitor. Avem, bravo. Bibliotecar. Bibliotecar. Avem, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc, Anca. Ce meserie are cineva care deține multe cărți? Jurist. Jurist. Bun. Jenny, ce meserie are cineva care deține multe cărți? Librar. Bun. Ce meserie are cineva care deține multe cărți, Florentin? Profesor. Profesor. Avem profesor. Chris, vă zic un secret, nu are răspuns. Ce meserie are cineva care deține multe cărți? Director. Director. De școală. Are cărți de muncă. Mulțumită? Nu. Laura, ce meserie are cineva care deține multe cărți? Actor. Actor. Avem actor. Ionuț, ce meserie are cineva care deține multe cărți? Judecător. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Jenny, ce meserie are cineva care deține multe cărți? Student, elev. Vă ascult? Un anticar. Anticar. Medic. 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 Elev. Elev. 7 și 8. Cosmin, 186 de puncte. Sunt punctele de acolo ca niște prăjiturele. Ce meserie are cineva care deține multe cărți? Medic. Câștigă această rundă familia Mușat. Ce mai avem acolo? Jucător de poker. Crupier. Da, la casino, la casino, da. Bun, bun! Runda A... Deja? Da. Puncte duble. Da. Sigur? Da. Cu cine jucăm? Ionuț și Adi. Nu, hai! Să vedem câte variante avem. Sunt chiar 8. Am întrebat 100 de români. Ce nu vrei să te urmărească? Un animal sălbatic. Un animal sălbatic. Poliția. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Adi. Jenny, am întrebat 100 de infractori... Nu. Nu, mă scuzați. Ce nu vrei să te urmărească? Un tâlhar. Un tâlhar, domne. Iată. Florentin, ce nu vrei să te urmărească? Un zombi. Ai văzut mulți, Florentin? Foarte mulți. Și eu mai trec pe lângă birt, pe lângă cârciumă și... Da. Da. Totuși, poate mai este vadă un medic. Chris, ce nu vrei să te urmărească? Un urs. Un urs. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Laura, ce nu vrei să te urmărească? O fantomă. Am înțeles. Sunt din același. Poate te dai tu, Chris, mai așa și lăsăm pe ei împreună să... Zombi cu fantomele. Aia e unul cu zombi, unul cu fantome. În același film. Aia e. Dimineața vă mai spuneți un altuia Napoleon sau astea? Avem, domne, fantome. Ionuț, ce nu vrei să te urmărească? O mașină.
76 de puncte în joc. Vă ascult. Ghinionul. Ghinionul. Un monstru. Un monstru. Un criminal. Un criminal. Un hoț. Un hoț. Avem 5 variante. Cosmin. Ce nu vrei să te urmărească? Un monstru. Un monstru. Nu este. Nu e? Câștigă această rundă familia Popli. Yeah! Ce mai avem acolo? DNA-ul. Jandarmii. DNA-ul. Ghinion. ANAF-ul. Vismul. ANAF-ul. Ia uzi. Numai ghinionul. Nenorociri. Ghinionul. Ghinionul, cred. Ghinionul, da. Ghinionul. A zis, Adi? Da. A zis, da? Da. Ce să-l asculte? Da. Că era Cosmin, era cu Bau-Bau. Altceva? Jandarmii. Cine? Jandarmii. Cheia franceză? Bine, doar aia însurați o problemă asta. Hai să vedem. Un câine. Un câine. Da. Da, am încercat noi cu animal sălbatic, dar ăsta câinele nu-i sălbatic. Umbra. Vrei să nu te mai urmărească? Umbra. Păi dacă nu te mai urmărește umbra, să știi că o e în sus. Nu, 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 tu o e în sus. Rezidurile o iau în jos. Da. Păi... Și să-și în jos atunci. Trecutul, da. Gânduri negative. Gândul negativ. Uite, l-ai văzut? A, uite, că aveam zombi totuși. A, nu e așa? Păi na, am văzut filme, în zombi, în filme. În filme zombi merg cu mâinile înainte, niciodată simetrice, unul mai în față, unul mai în spate. Sunt vaistea mamelor și scot pe gură chestii care nu se înțeles. Uitați-vă la mine și spuneți că nu sunt eu Gigi pe la vreo 4 dimineața ieșind în curte. A speriat omul să toată pufta ce vorbești. Da. Salut, Gigi. Te pup. Ce? Păi nu vedea că-s negru și acolo e întuneric. Hai, hai să vedem optul ăla. O viespe. Să uită la tine și auză în spate. Te prind! Câți au zis viespe, domnule? 3. Fiecare cu problemele lui. Hai, alții la 30 de ani să tem de monștri. Runda A? Deja? 1-9-4 la 2-6-9. Un scor echilibrat. Punctele sunt triple, jucăm cu capitanii. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De sănătate. Avem, bravo. De look, de... De da. Fațadă, mai arătat. Da, așa. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Gini. Ai împlinit 30 de ani. Mulți înainte. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? Posibilitatea financiară. Ok. Foarte bine. Anda, ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De familie. Foarte bine. Anca, ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De vacanță. Nu-i acolo. Adi, ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De părinți. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cosmin, ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De fericirea proprie. Ok, ok, înțeleg ce zici. Nu e acolo, dar gândul e bun. Vă ascult. Carieră. Carieră.
Profesie, meserie. Profesie, meserie. Carieră. 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 Patru sunt date. Patru sunt încă în luptă lăsate. Poet, ați văzut? Ai împlinit 30 de ani. Mă rog, 194 la 269 cu 231 în luptă. Ah, treaba e clară. Dacă nu-mi dai 4, 6, 7 sau 8, ne oprim. Și mă duc mai departe cu Cosmin și cu monștrii lui. Sau cu zombii noștri. Nu știu, vedem. Ai împlinit 30 de ani. De ce începe dintr-o dată să-ți pese mai mult decât până acum? De carieră, de profesie. Avem? Mie îmi sună bine. Câștigă runda și câștigă jocul familia Popli! Ce spuneați? Că spuneați voi ceva acum. De viață, în general. Nu, că nu le convenea răspunsul cu cariera. Eu am zis că la, până la 30 de ani trebuia să ai carieră deja. S-au schimbat vremurile. Exact, da. S-au schimbat vremurile, gata, nu mai alergăm nicăieri. Până la 30 de ani găim fără cap. Trăim viața, după aia ne facem griji 2-3 ani și iar nu le știu. Cam păcat. Ce? E cam păcat. Nu e păcat. Așa simt oamenii, lăsă-mă pace. Fiecare generație cu treburile ei, nu... Ce spui tu? Tu până la... Da, tu plantă, ce vorbești? Plantă încă și trăiește tinerețea, prima. Da. De vârstă. Deja? Da, păi la 30 de ani. De copii. E cu familie. De familie, da. Eu deci? De viață. Nu mi-a plăcut răspunsul tău. Mă mir că nu e acolo. De achiziția unei case. Da, așa e, da. 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 Ia zi, Gigi, că tu ai experiență de viață. Tu ai 3 ori 30. Tu? Da, da. De prieteni. De odihnă. Așa e, domne, de odihnă. Da, că până la 30 de ani pleci la... pleci la mare joia, te întorci duminica și încă ai putere? Da. A, e? Te-ai uitat la Gigi. Gigi numai când se gândește că trebuie să plece la mare obost. Plec vinerea și mă întorc joia. Păi da. Să nu cumva să prinzi petreceri pe acolo. Aplauze pentru Popli, pregătiți de rundă fulger. Aplauze pentru Mușat. Cum a fost? Foarte bine. Tu ai fost ușor stresat? Ai fost, nu? Da, că ai fost foarte... El e mai zâmbăreț, mi se pare că ești mai zglobiu de obicei. Dar ai fost... Așa a fost, cu mâinile strânse, dar da. Iar vine ăsta să mă întrebe firara, să fie firara, că iar curiosul naibii, eu nu mai scap de ăsta de aici. Dar a jucat foarte bine, bravo. Sper că v-ați simțit bine și v-ați zis strat. Da. Anca nu prea, Anca a zis un dat de la târziu, așa. Da, mă rog. Păi da, mai veni și data viitoare. Vă aștept cu mare drag. Toate bune. Mulțumim. Eu mulțumesc. Toate bune. Sărbuna, toate bune. Toate bune, Anca. Pagi, toate bune. Pauză scurtă, revenire pe jor cu rundă fulger. Și am revenit, desigur, cu rundă fulger. Avem 2500 de lei pregătiți. Jucăm cu un dos. Haide! Sunt două manșe. Încep cu... Cine încep? Tot cu... Tot cu... Ne vedem mai încolo. ...20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze. Să nu pui niciodată la spălat, împreună cu haine negre, tricoul tău de culoare... Albă. În afară de bijuterii, ce ții în sertarul de bijuterii? Ceasul. Ce animal își face casa într-o scorbură?
Veverița. Ce au în comun merele cu perele? Sâmburi. Completați. Ciocolată cu? Alune. Sâmburi? Păi n-au sâmburi nou. Bine, eu. Nu știu ce să zic. Nici eu. Vreți să vedem? Să procedem așadar. Chris, să nu pui niciodată la spălat împreună cu haine negre tricoul tău de culoare... Albă. Care nu în culoare. Că nici... Ia să vedem. Probabil este favorit. Iată-l. În afară de bijuterii, ce ții în sertarul de bijuterii și tu ai spus? Ceasul. Ok. Ce animal își face casa într-o scorbură? Tu mi-ai spus? Veverul. Ververul. Foarte corect. Am înnebunit cu toții. Favorit, foarte bine. Ce au în comun merele cu perele? Sâmburi. Sâmburi. Aici facem vreun punct? 4 puncte, foarte bine. Completați ciocolată cu... Alune. Alune. Wow! Foarte bine! Bravo, Chris! Și vine acum Jenny. ...25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas! Dacă îmi dai un răspuns, se aude sunetul ăsta. Înseamnă că trebuie să ne repede un altul. Jucăm? Jucăm! Las costăm, ok? Nu-i stres. Baftă! Doamne ajută! Să nu pui, am rugat 100 de români să completeze. Să nu pui niciodată la spălat împreună cu haine negre tricoul tău de culoare... Albă. Altceva. Roz. În afară de bijuterii, ce ții în sertarul de bijuterii? Banii. Ce animal își face casa într-o scorbură? Veverița. Altceva. Pârșul de pădure. Ce au în comun merele cu perele? Sâmburi. Altceva. Gust, zeamă. Completați ciocolata cu? Alune. Ah. Ah. Mai vrea ciocolata? Pârșul de pădure și-a arătat către mine, ați observat? Incredibil. Pârșul de pădure, zici. Mă rog. Ce au în comun merele cu perele? Zeama! Adică palinca. A, acolo erai? Urs, cred că rămâsesc. A, de, deja era, era la serpentină. Nenia. Da, 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 da. Vreți să vedem? Da. Plecăm de la 145 de puncte. 54, da? 54. 154 de puncte. Da? Da. Reușim? Au ceva cu mine. Da, să știi că au ceva au cu tine. Ceva da, cu mine. Da, invidia. Îi roade pisma. Să nu pui niciodată la spălat împreună cu haine negre tricoul tău de culoare... Roz. Roz. Favorit este alb. Apoi avem roșie, apoi... galbenă. Apoi... verde. Apoi roz, mov, bej, crem. 159 de puncte. Lipsesc 41 de puncte. În afară de bijuterii. Ce ții în sertarul de bijuterii? Tu mi-ai spus? Banii. Banii. Răspuns favorit? Banii. Banii. Apoi avem ceas, farduri sau cosmetice, mărțișoare, agrafe, parfume, șarfă, curele. Păi de ce mai sertar cu bijuterii dacă ții curele și eșarfă acolo și parfum și agrafe? Or fi de firmă. Și mărțișoare. Mărțișoare de firmă, da. Ce animal își face casa într-o scorbură? Tu mi-ai spus? Pârșul de pădure. Pârșul și-a arătat către mine. Foarte urât. 185 de puncte.
Lipsesc fix 15. Nu facem noi 15 din 3 răspunsuri? Au, bălu. El Pârșo de Foresto. Favorit, veverița, apoi ciocănitoarea, vulpea, cârtița, furnica, bufnița, iepurele, viezurele. Ce au în comun merele cu perele? Tu mi-ai zis... Zeama. Zeama, mi-ai zis mai multe chestii, nu știu care a fost prima. Zeama. Suc am vrut. Ar trebui zeama să ne dea... Da, să ne dea 15 puncte, că după aia la ciocolata cu... S-a terminat în dramă. Curat. Am vrut să zic suc, dar... e clar. Fruct sunt fructe, favorit. Apoi gustul, culoarea. Cresc în copac, au codiță, 3 de E. Oh. Au semințe asemănătoare, au coajă. Completați cu ciocolată, cu... Alune. Alune, mi-ai zis, aveam deja alunele date, sunt favorite. Apoi avem lapte, căpșune... Lapte, căpșune... Lasă-mă, băi, ne zici și eu aici, că tot încerc. Ia 18 oară. Alune, lapte, căpșune, strafii de cocos, rom, caramel, mentă. Hai că nu m-am întrerupt. Jenny, mergem mai departe. Haideți cu toți încoace, familia Popli. Au jucat, au câștigat și azi. Mai cu emoții, mai cu fantome, cu nu... Da, cu fantome îți vine și cu moștri și cu alea. Nebunie. Haideți, hai Cosmin. Pentru astăzi... Frână. Ne vedem în ediția următoare. Tot cu Popli și încă o familie frumoasă. Sănătate, să fiți bine!